Salut, camarazi! Astăzi am plăcerea să vă povestesc un fragment din tinerețea mea, anii 80, la Amsterdam, în Olanda. După cum știți, Olanda sau țările de jos, cum e numită, Nederland, e o țărișoară care acum a mai crescut populația, a ajuns la 16 milioane, aproape la populația României, înainte avea vreo 12, dar cu emigranți, cu nu știu ce, cu fostele colonii, s-a mai mărit. E o țară care are un sfert din suprafață sub nivelul mării, se numește Polder. Ei sunt un popor de oameni vrenici, oameni harnici, disciplinați. Au câștigat și câteva sute de kilometri din Marea Nordului, aruncând niște pietroaie acolo și au câștigat teren din mare. Deci oameni pe care, într-un fel, îi admir, au și un caracter așa mai ușuratic, râd în orice, sunt mai toleranți în materie de sexuală, să zic așa. Dar era totuși o lume frumoasă în anii 80 când am trăit eu acolo. La Amsterdam erau 30.000 de emigranți, adică ilegal, care venise din toată lumea, din Danemarca, din Franța, din Anglia, din Scoția, din America. Toți venise acolo și să trăiască ilegal. De ce? Drogurile erau foarte ieftine. La vreo 100 și ceva de kilometri e portul Rotterdam, unul dintre cele mai mari din Europa sau cel mai mare, și pe acolo se bagă masiv droguri. Deci erau droguri în prostie și droguri de mare risc, heroină, cocaină, marihuana, hașiș, cannabis, LSD, de toate erau acolo. Țin minte că la un moment dat cunoscusem o franțuzoică, am avut o aventură cu ea, era și aia dusă cu pluta, probabil că era pe haș și nu știu ce, că era un pic ciudat așa ca virgulă comportament. Înainte să o cunosc pe Johanna, marea mea dragoste și marea mea iubire de la Amsterdam, cu care am trăit câțiva ani, lucram ca model, că eram acolo și la începutul carierei până Occident, eram emigrant, nu vorbeam decât un pic de engleză, deci era cam greu să te descurci, uneori e greu și la tine în țară, dar printre străini. Și ce am făcut? Lucram ca model la Academia de Pictură, mă duceam acolo, îmi luam bănuții, mă dezbrăcam, munceam, nu știu ce. Uneori profesorul avea câte o idee mai originală, așa, mă punea să stau model alături de o femeie sau de o fată, știi, și alea, și eu nud și femeia sau fata nud. Normal că le agățam și mai făceam câte o aventură. Problema era că, așa cum v-am zis, olandeze sunt mai libertini, să zicem, și majoritatea fetelor erau bisexuale, da? Nu mai făceam, știi, vorba aia, mănânci calul, o văz. Chiar dacă era bisexuală, tot mergea de o aventură, că așa e la tinerețe, nu prea faci mofturi, că nu puteam să-mi permit. Deci munceam, prin profesoria de la academie, îmi găseam cursuri de-alea serale, unde mă duceam, ședeam și acolo model, mai găseam o altă academie pe care nu știam și tot așa. Îmi făcusem ramificat, îmi făcusem acolo, așa că scoteam, nu mai țin minte, 600-700 de gulden, cerusem azil politic la Amsterdam, la poliție acolo, și eram în așteptare, m-au ținut un an de zile acolo și în așteptare și îmi dătea și statul olandez 1000 de gulden. Nu era paradisul, dar 1000 de gulden de la stat, mai scoteam și o 6-7, știți că eu nu fumez, beau rar, deci la femei nu dăteam bani. Deci mă descurcam destul de bine. Vreau să vă zic, la Amsterdam, acolo și lângă gara de la Amsterdam, e cartierul roșu, știi, cartierul parașutelor, să zicem așa. La un moment dat, cum eram emigrant, nu prea aveam așa multe femei, nu se uite, ești sărac, nu știu ce, nu te bagă femeile în seamă. Femeile, în general, se uită dacă ai mai mulți bani, dacă ești bine îmbrăcat, nu era cazul meu. Țin minte că odată, nu mi-am dat seama atunci că eram mai tânăr și naiv, m-a agățat o nemțoaică, aia era drogată, după aia mi-am dat seama, aia mergea la 10 gulden, deci aproape pe nimica. Ele aveau blat cu niște hotelieri de ăștia care aveau niște hoteluri de astea de 2 bani și mergeam acolo o jumătate de oră, îi dăteam 10 gulden și gata. Și ce treabă avea el cu ăla, nu știu, frate, că dătea o particică de câștig la hotelier.
După aia țin minte că am avut o aventură frumoasă cu o englezoaică. Era măritată cu șeful bordelului, știi, adică cu peștele, cum ar veni. De o frumusețe rară, avea un păr blond până la fund, ochii albaștri, foarte, niște forme superbe. M-am dus de vreo două ori până la ea, era foarte caldă femeia, bine, probabil că și schimbând bărbatul, e o atracție și pentru o femeie sau unele femei care practică meseria asta de cea mai veche din lume, să obișnuiesc, mă rog, și oricum era fructul oprit să culca cu cineva în afară de bărbat, știți, e o altă atracție, alt farmec, cu bărbatul era deja rutină. Țin minte că erau canalele alea de apă la Amsterdam, dacă știți, și pe canale mergeai uneori și vedeai câte o femeie la fereastră, croșeta, dar era îmbrăcată în două piese, adică ori sutien și chiloței, ori costumul ăla de baie, știi? Și era limpede și îți făcea semn, hai vină sus, știi? M-am dus la una odată, mi-a cerut 50 de gulden. Era cam mult pentru bugetul meu minimalist, zic, nu mai lasă, mersi, pa, și am plecat. Asta era. Amsterdamul era plin, ca și toată Olanda, era plin de turiști. Adevărul că așa în provincie e cam monoton și toamna, iarna, că la ei nu e frig, dar plouă mărunt așa și ți intră în oase, era cam depresiv, cred că acolo și-a deveneau depresiv, că erau polderul ăla cu iarbă, vacile alea imense care pășteau acolo pe iarbă, pe lângă văcuțe erau canale de apă pe care treceau șlepuri încărcate cu grâu, cu porumb sau eu știu, cu petrol, știți? Dar atmosfera aia de, era cam palmă, plat așa, fără munți, fără nimic, cred că e un plic depresivă și ploaia măruntă care ți intra în oase. Eu am stat o perioadă pe lângă Ostpark, pe lângă parcul din Est. Acolo ce se întâmpla? Lângă parcul ăsta din Est erau câteva zeci de străzi goale, adică proprietarii pusese lanțurile pe uși și așteptau să se ducă la vale toate casele, să le vândă, să facă ori mall-uri acolo, ori să facă garajul subterane sau, mă rog, era ca și la noi, știi, aceeași principiu. Și ce se întâmpla? Erau ăștia ilegali și eu, care nu prea aveam, nu prea mă descurcam la început, să dătea cât un picior la ușa aia, sărea ușa și intra acolo, sau dacă avea lanț, rupeai lanțul cu o rangă și lanțul păstrai, dar puneai lacătul tău pe el, știi? Că proprietarii veneau din două, trei luni pe acolo, dacă veneau, știi? Sau mai veneau, mai arunca câteva găleți cu apă pe acolo și a să ducă mai repede la vale și plecau. Deci două, trei luni te deranjează, dormeai acolo ca boierul. Țin minte că odată am stat într-o casă cu, la parter era o pereche de creoli olandezi, el și ea, el era militar, lucra pe la armată. La primul etaj trăia o pereche de evrei din Israel. Erau de treabă, dar după aia mi-am dat seama. Oamenii erau pe heroină și la început nu fac ură, dar după aia o iau razna, merg pe perechi, Doamne ferește, nu vreau să-mi aduc aminte. Și la un moment dat m-a chemat pe la ei acolo și ședea la etajul 2. M-au chemat pe la ei pe acolo să bea o cafea. M-am dus acolo, am băut o cafea, mai era un fotograf evreu, dar de olandez, cetățean olandez. Dar vorbea în engleză, dacă din cauza mea, că altfel ar fi vorbit în ebraică. Și la un moment dat toți trei se scoală și se duc în bucătărie. Stau ei 5 minute, 10 minute, nu s-auzea nimic. Zic, bă, ce dracu fac ăștia? Când bag capul așa după ușă și mă uit, ei erau cu siringa în mână, aveau guma aia pusă aici și își plimba siringa de mână în mână, deci erau pe heroină. Mi-am dat seama, zic, băi, să dea dracu. Eu știau de băieți liniștiți așa și el și ea, făcuseră un cer de pictură cu o sudafricană care era un fel de profesoară de pictură, mă chema și pe mine din când în când, mă dezbrăcam acolo nud, mă pictau, îi știam de băieți de treabă, dar știu, după aia mi-am dat seama, la început sunt de treabă, în momentul că nu mai au bani să-și ia heroină sau cocaină, o iau pe pereți. Doamne ferește, mă, e urâtă treaba asta. La etajul 3 ședea un portughez și eu ședeam deasupra, singur. La un moment dat au plecat evreii aia, nu știu cum, s-au mutat și m-am mutat eu de sus la etajul 2. Într-o zi, până oraș pe acolo, mă duc, eram la agățat. Văd una înaltă de vreun 1,90 m, numai piele și oase. Zic, hai să mă bag. Mi-am dat seama că e turistă, că avea rucsacul de turist, aparatul de poza. Zic, turistă, mă bag pe ea, americană.
mă bag, nu știu ce, lugu-lugu, crocodilul, o iau, ce vreau să merg și eu la muzeu, uite, am două bilete, ce, pe unde? Zic, hai că te duc eu, am dus-o la muzeul Regal, acolo am intrat, femeia, de fapt, am văzut la toți americanii, intră pe muzee doar ca să se dea mari când se întorc acasă, de fapt, nu cunosc nimic, trec așa ca locomotiva în viteză până aia și asta la fel, a trecut ca trenul în viteză, așa am ieșit afară, zic, nu mergi la o cafea până la mine, ce ba da, am luat-o, am dus-o acasă, băi, dar nu mai vreau o femeie ca aia în viața mea, băi, frate, o săptămână m-au durut toate oasele, femeia era numai piele și oși, am zis că niciodată nu mai iau o femeie ca aia cu mine. O altă dată, noaptea, veneam, fusese la un curs de la Seral, eram cam obosit, nu știu ce, ploua cu spume, știi, cu bășici. Eu, până ploaia aia, să ajung acasă, mă grăbeam, știi, eram bucuros că luase, nu știu, 40-50 de gulden, zic, hai, mă duc acasă, aveam mâncărică. Când la o răscruce acolo, dau nas în nas cu o femeie, la vreo 38-39, așa, bine făcută proporție, cât se putea vedea prin îmbrăcăminte aia. Și am văzut că se uită la mine, mi-am dat seama. Zic, mergi pe la mine? Da, era parașută, știi, era prostituată. Zic, mergi pe la mine? Zic, hai că merg. Am dus-o la mine, bă, frate, cred că n-am găsit o femeie ca aia în viața mea. Avea niște calități deosebite. Până la urmă am zis, bă, frate, odată m-am născut, odată mor. I-am dublat prețul și a stat până la ziua la mine. Zic, gata, ce mai e? Tăticul meu avea o vorbă, zice, unde s-a dus mia să duce și suta, așa și eu. Zic, bă, ce mai, dau lua asta în loc de 20 de gulden, îi dau tot ce am câștigat, 50 de gulden și am ținut-o până la ziua. Dar vă jur că n-am văzut femeie ca aia în viața mea. Și acum, după aproape 40 de ani, o am în memorie. Țin minte că odată ședeam la o cafenea acolo, beau și eu o cafea. Când vine un hipiot, așa cum era pe vremea aia, pune 10 gulden pe tejdia și văd că îi dă un pliculeț așa. Eu nu m-am prins, că eram mai naiv, mai bleg, așa. Eu nu m-am drogat niciodată în viața mea, nu fumez, de băut beau rar cât un pahar de vin. Când văd că ăla se așează la masă cu pliculețul ăla de plastic, așa, în centrul lui era un punct, așa, zic, bă, după aia mi-am dat seama. Ăla își cumpărase, era legal în Olanda, își cumpărase un gram de haș și s-a așezat la masă, a tăiat plasticul ăla, a scos un pachet de tutun, a început să-și răsuțească o papiroasă de aia, a pus hașiș peste ea, a făcut un trombon de la hașai, ăia drogații de haș și fac tromboane, știi, au o trompetă de aia. A făcut o trompetă, a început să tragă la ea, fumul de hașiș și e iute, așa, are un fum specific, știi? Și mi-am dat seama după miros, era un miros dulce, așa, dulceag, așa e mirosul de hașiș. Mi-am dat seama, ăla trăgea că în Olanda erau libertin, până la 33 de grame puteai să folosești. Am văzut și niște concerte acolo și a faimoase, pe unul l-am văzut chiar pe degeaba, era o sală mare acolo la Lyzey Plain, la piața Lyzey. Și era un concert cu un faimos grup englez, Snake Finger. Eu m-am dus mai devreme, m-am așezat și eu pun scaun pe acolo, mai într-o laterală, aia întindea sculele, au făcut luminile, probe de sunet, nu știu ce. La un moment dat, gata, se terminase să intre publicul. Ăia, nu știu, nu m-a băgat în seamă, s-au zis că fac parte din echipă, m-au lăsat acolo pe scaun, a intrat lumea acolo, publicul, și am văzut concertul pe degeaba. După aia, în centru, era un parc mare acolo, lângă Overton, lângă o arteră principală la Amsterdam, mi se pare că Parcul de Vest, acolo și era o rotondă, așa unde se făceau cu niște tribune micuțe, se făceau tot timpul concerte. Ții minte că am văzut pe celebra nemțoaică Nina Hagen, o panchistă, pe Django Edward, am văzut pe celebru grup olandez Focus, care au fost cea mai bună trupă din lume în anii 73-74, cu celebru chitarist Jan Ackerman, care a concertat și la București. După aia, să vă mai spun o chestie haioasă. La un moment dat, când ședeam acolo la Parcul de Est, era pe toamnă, așa, până octombrie, știi, ploua, burnița, așa, dar olandezii sunt obișnuiți, ei fac tot timpul plimbări și pe ploaie și pe zăpadă, că sunt obișnuiți cu clima și le place să meargă mult. Mergem noi acolo și în centru la Parcul ăla de Est, era un băltac, așa, un lăcules mic. Ne plimbăm, când l-aud la un moment dat acolo, și hărmălaie, când mă uit,
un cățel săracul, nu știu cum căzuse în apa aia și nebunit de frică că moare, dătea de-n lăbuțe pe acolo, dar nu mai se învârtea pe mal, nu putea să cațere, iar o lua pe-n băltoacă aia, pe-n apa aia. Și ea ședeau ca proștii olandezii, să uita și femei și bărbați, ședea ca proștii să uita la căzut. Zic, bă, nene, sunteți nebuni? Zic, bă, ce să fac? Când mă uit, era acolo și mai departe era un țarc așa de plasă de aia de sârmă și știam eu că acolo sunt niște scânduri. M-am dus acolo, am fugit de vreo 200 de metri, am luat două scânduri de alea, erau cam așa de groase, cam de vreo 2 metri lungime, am luat, am fugit așa, cățelul nebunit pe acolo să se nece, știi? Păi ședeau și se uitau ca proștii olandezii. Am dat drumul la o scândură de aia pe apă, am fixat-o acolo, am pus și a doua lângă ea și m-am urcat pe scândurile alea. Eu știau că mă ține, dar eram și în pericol. Bine că lacul nu era mare, poate un metru, un metru jumate, dar știam că mă fac fleașcă, asta i-am mers la risc. Am început să dau cu palmele așa să mișc scândurile alea care erau apropiate. Le-am mișcat, m-am apropiat de cățel. Ușor, ușor, cățelul era nebunit, nu mai știa de frica morții, nu mai știa, nici nu mai știa unde e malul. Bă, mai mult alerga în larg decât pe mal. L-am tras ușor așa de lăbuță, m-am chinuit, m-am mudat, bineînțeles, până la genunchi m-am mudat. Am ieșit afară, am aruncat cățelul pe mal, olandezii au început să mă aplaude. Zic, bine-ați voi, ai dragul să fiți de proști, moare cățelul și voi stați și vă uitați ca boi, știi? Și m-a aplaudat că am salvat cățelul ăla. Eu ce mai merdea de aplauze, am fugit repede acasă că îngheța pantalonii pe mine, m-am dus, m-am schimbat și am făcut și o faptă bună. Adevărul că eu iubesc căței, am avut mai mult și în Franța și în Germania și aici în România când ședeam acasă cu mama la Oltenița, am avut căței. Eu iubesc căței, sunt animale credincioase. Și camarazi, v-am spus mici aventuri de pe vremea când eram mai tânăr, de la Amsterdam din Olanda, țara lalelelor. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!